Ok, acum e despre glume neînțelese. Da. Se par nesărate glumele? Am înțeles că a fost o glumă. Și din glumă o dați în supărare, da. Și... Îmi place să-l tachinez mai mult, iar el nu înțelege lucrul ăsta și se supără așa dintr-o dată. E prea serios? Uneori, nu tot timp. Când vrea el, e serios. Bianca, da. În gală, da. Mi-ai spus, da. Că o să te hotărăști sâmbătă seara. Da. Este luni, la prânz. Este așa da. Că nu ești datoare cu un răspuns. Este da. Ești drăgostită? Da. Cât la sută? Ei, acum și procent. Zi. Cât păi e? Sunt și gata, ce procent? No, procent? Dacă sunt, înseamnă că sunt îndrăgostite. Dacă sunt mai puțin, atunci pot să dau procent. Cum a fost data trecută, de exemplu. Atunci trebuia să e mă da întrebați sau nu, doamna mea, nu este procent așa, haide să fim serioși. Antena 1, mai vrem o verighetă. Pentru Mihai. Regula concursului este ca băiatul să meargă în camera de testimonial și să ceară în momentul în care este pregătit. Adică noi acum ne amuzăm, da. Dar nu aș vrea să-i punem într-o situație pe Bianca și pe Mihai. O să facă gestul acesta dacă și când vor simți. Am văzut pe toți pe voi, nu? Dar ce ziceți, doamna Ermina? De insistențele doamnei Mia. V-ar plăcea un moment de genul acesta? Nu i-ar plăcea. Normal că mi-ar plăcea, dar ei știu ce simt. Ce e, Ștefania, te deranjăm? Mi s-a făcut puțin somn. De la subiectul ăsta? De la... De la subiectul n-are legătură cu subiectul. Și când te gândești că ai fi putut să fii tu? A vrut să mă oprească pe bani pe mine să nu mai vorbesc. Dar eu nu pot să mă leg la cap dacă mă doare. N-avea sens, nu, doamne. Nu știu ce făcut așa cum vorbeam eu, nu înțeleg. Mi-e somn, am căscat. Ce e greșit? Îmi cer scuze. Culmea, cum te-a apucat somnul și căscatul fix la subiectul Bianca Mihai. Am mai căscat. Și Andreea. Da, dar nu sub forma asta. Ah, mi s-a făcut somn. Nu vă luați de mine și când casc. Mai rămâne să-mi spuneți și cum să respir pe bune? Până și doamna Simona ți-a spus că e un căscat insinuant. Adică când vorbeam eu atunci am văzut, mi-e somn. Am căscat toată emisiunea. Dacă aveți ceva cu mine să spuneți, nu să vă luați de căscat. Adică e urât. Ce aș putea avea cu tine? Tu fata aia cu minte care nu vorbești la mame urât. Păi e urât să vă luați de mine că am căscat. Dar nu m-am luat, dragă, ți-am zis că mi s-a părut că e un căscat insinuant. Nu, n-a spus că vi s-a părut, m-a acuzat. Și chiar m-am simțit foarte prost. Da, te-ai simțit foarte atacată, cred. M-am simțit prost, da, și m-am simțit și atacată. Da, știu, foarte atacată. Foarte atacată mă simt de dumneavoastră. Bine că te superi de la un căscat și te superi de la altele. Păi mă supăr de la că un căscat. Tot suntem la subiectul atrage... favoritisme, vin, știi? Hai, gata, ascultește-mă. Hai, te rog, nu vreau să mai vorbesc cu tine, dar gata, nu înțeleg, punct. Despre ce e vorba? Nimic. Da, vă rog. Nu mai vreau să vorbesc nimic. Dacă aruncați așa... Nu mai. Dacă aruncați deja așa, e prea mult. Despre ce e vorba? Ce favoritisme? Un copil ajunge, frate, să nu putem să vorbim, adică dacă scot... Vorbeam despre copii ăștia, mi-e somn, adică eu cum să mă simt dacă ea face așa? Mai devreme pe bune. Bine, doamna Emilia. Eram în emisiune și vorbeam, mi-a pus doamna Simona o întrebare. Dacă tu ai fi vorbit și aș fi făcut, mi-e somn, eu nu știu cum ți-ar fi venit. Îți promit că o să mă abțin și că bine, nu mai dragă, mi-a abține-te. E greșit să caști. O să mă abțin de la căscat, de la strănut, de la tușit, că na. Până termină doamna Ermina. Nu e victimizare, eu nu. Dar ce favoritisme? Nimic, doamna Simona, nu vreau să vorbesc. Nu am ce să mai spun. Sunt și foarte stresată și obosită și nu mai am ce să spun. Ce vreți, doamna Ermina? Da, eu sunt că m-am foarte... de subiectul ăsta. Trebuie oamenii să se iubească ca să facă parte. Păi asta am și spus. Trebuie să simtă ei. Trebuie să simtă ei. Dacă nu e bine, dacă mă... Am căscat, n-am voie, acum mi-e analizat și căscatul, cu gomă sau fără. Păi asta înseamnă că sunt așa plictisit eu că vorbesc. Nu m-ați plictisit, nu mai luați personal, abia deschisesez gura. Nu mai luați. Păi da, dar a fost sub o formă așa mai insinuantă. Bine. Îmi cer scuze. Ce ciudat, nu? Să-și cer scuze când nu mai trebuie să vorbim despre Mihai și Bianca, că doar mea. Părerea mea este că a trebuit să-ți revii, că în câteva minute, clipe, vin jocurile și iarăși o să aveți probleme dacă nu vă mobilizați.